Mamiferele. Lecție dedicată elevilor din clasa a 5-a. Mamiferele sunt animale vertebrate care au primit numele datorită capacității specifice de a îngriji puii pe o perioadă mai îndelungată și cu mult devotament. Mamiferele, cu mici excepții, dau naștere la pui vii, adică sunt vivipare și hrănesc puii cu laptele produs de glandele mamare. Asemeni păsărilor sunt homeoterme, adică animale cu sânge cald care își pot regla temperatura corpului, astfel putând viețui în medii foarte variate, de la temperaturi foarte ridicate la temperaturi foarte scăzute. Pentru menținerea temperaturii constante a corpului, mamiferele consumă multă energie. O reptilă de aceeași dimensiune trăiește de 10 ori mai mult timp din aceeași unitate de hrană decât o pasăre sau un mamifer. Digestia alimentelor începe în cavitatea bucală, unde dinții se diferențiază ca formă în raport cu regiunea în care sunt implantați. De aici apare rolul esențial al dinților în masticație, diferențiindu-se în incisiv, canin, premolar și molar. Mamiferele prezintă respirație pulmonară. Datorită alveolelor, suprafața respiratorie a crescut atât de mult încât sunt capabile să extragă o cantitate de oxigen mai mare din aer. Nutrienții și gazele respiratorii sunt transportați de sânge prin sistemul circulator. Au inimă tetracamerală. Corpul mamiferelor este acoperit cu păr, blană sau țep. Structura pielii este complexă și împreună cu părul au rol în menținerea temperaturii constante a corpului. În piele sunt prezente vase de sânge și glande sudoripare. Mamiferele prezintă cel mai dezvoltat sistem nervos din lumea animală. Creierul prezintă numeroase cute numite circumvoluțiuni. Astfel, ele învață foarte repede, se adaptează ușor la schimbările de mediu și, de regulă, trăiesc în relații foarte complicate. De exemplu, zebra și gnu trăiesc în savanele africane. Sunt ungulate, având ultimele falange ale picioarelor acoperite cu copite. Clasificarea mamiferelor se face în funcție de modul de reproducere. Există mamifere ovipare, adică cele care depun ouă și hrănesc puii cu lapte, de exemplu ornitorincul. Mamiferele marsupiale nasc pui vii incomplet dezvoltați care își continuă dezvoltarea într-o pungă tegumentară aflată pe abdomenul mamei numită marsupiu, de exemplu cangurul. Majoritatea mamiferelor nasc pui vii și prezintă placentă, astfel au primit denumirea de placentare. Toate mamiferele din țara noastră sunt mamifere placentare. Atât structural cât și modul lor de viață diferă foarte mult. De exemplu, șobolanul de câmp este o specie de rozătoare. Ordinul rozătoarelor e cel mai numeros printre mamifere. Insectivorele sunt cele mai primitive placentare. De exemplu, chițcanul de câmp este o creatură mică și amuzantă care, cu ajutorul dinților ascuțiți, consumă melci, viermi, insecte. Pisica sălbatică, de exemplu, este un carnivor asemeni câinelui, urșilor sau nevăstuicilor. Are capul rotund, botul scurt, caninii superiori mari și proeminenți. Mamiferele s-au adaptat și la mediul acvatic, dar și aerian. De exemplu, delfinii își petrec toată viața în apă, au o formă hidrodinamică și înotătoare. Însă, cele mai multe mamifere își petrec viața pe pământ, dar nu se târăsc ca reptilele, picioarele lor ridică trunchiul deasupra solului. În ceea ce privește modul de viață, mamiferele sunt mamifere nocturne, care au un simț excelent al auzului, al mirosului și al atingerii, și mamifere diurne, care au o vedere mai bună, dar nu se compară cu cea a păsărilor. Provocare. Liliecii sunt mamifere insectivore.
Un liliac, într-un sezon de vânătoare care cuprinde lunile mai-octombrie, consumă aproximativ 2 până la 6 grame de insecte pe zi. Calculați câte kilograme de insecte consumă într-un sezon o colonie formată din 25 de indivizi, luând ca medie un consum zilnic de 4 grame. Pun la treabă!